Acum, pentru că vremea este mai bună, punem presiune pe firmele care au lucrat la reabilitarea rețelelor de termoficare să readucă carosabilul la starea inițială. De asemenea, mai sunt lucrări pe cele 5 puncte termice din cele 5 cartiere diferite ale municipiului, care sperăm să se finalizeze în această săptămână, iar de săptămâna viitoare tot orașul să beneficieze de apă și termoficare. E o minune! O frumusețe, o grozăvie. N-ai pe unii ieși din casă, n-ai pe unii intra și așa mai departe. Și mai pic mașinile în gropi, că astăzi a fost în fața blocului meu, era foarte frumos, era foarte frumos. Și astea sunt lucrările. Conceput totodată și nu a terminat nimic. Nu s-a făcut la timp. În loc toată vara, ca și greierul cu furnica. Toată vara stai și dansezi și când vine iarna te apuci să demolezi orașul. Deci, incomod așa să circulați prin oraș? Nu că ne este, foarte incomod. Eu am și mașină, nici n-ai pe unii merge nici cu mașina, nici cu tare, nu știu ce. Prea mult au început lucrări. Așa e de greu de mers, Doamne, ce să facem dacă eu nu terminată încă, greu merge treaba, greu lucrează, poate, dar încolo să fie bine, că repara pentru apii.